Biblioteca județeană Ovid de Însușianu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat la sfârșitul săptămânii trecute la Galeria Națională de Artă Forma din Deva un eveniment editorial care a produs o puternică emoție celor prezenți. Este vorba despre lansarea la Deva unei impresionante cărți intitulate Afganistan, chipuri ale războiului, scrisă de jurnalistul Ilie Pintea, corespondent pentru Radio România Actualități, și care s-a dovedit a fi și un autentic cronicar de război. Ilie Pintea a fost corespondent Radio România Actualități din anul 2000, iar din anul 2013 a însoțit batalioanele românești de 5 ori în războiul din Afganistan. În anul 2017 a organizat la baza militară din Kandahar prima expoziție de fotografie dedicată sublocotenentului post-mortem, Mădălin Stoica, căzut la datorie într-un atac cu mașină capcană. M-am dus cu o imensă curiozitate spre Afganistan și am rămas și acum mânat de aceeași curiozitate, pentru că este cu adevărat altă lume, care trăiește după alte reguli, în alt ritm și într-un decor absolut fabulos. Simplist, așa l-am putea numi exotic, dar este cu mult mai mult de atât. Este o țară fascinantă, cu niște oameni deosebiți și în care, din păcate, războiul a lăsat niște urme atât de adânci. M-am bucurat să fiu acolo pentru că am putut să cunosc la fața locului poveștile acestui ținut, poveștile afganilor cu care m-am întâlnit și mai ales poveștile militarilor care mi-au dat voie să le aflu poveștile, să vorbesc despre munca lor, și și-au deschis sufletul într-un fel pe care o să-l descoperiți dacă răsfoiți acest volum. Maiorul Florin Jianu, cel care a prefațat cartea, consideră că volumul Afganistan, chipuri ale războiului, este darul lui Ilie Pintea pentru toți cei care au urcat măcar o dată în avioanele cu destinație Afganistan, pentru cei care au luptat cu dorul și au sperat zi de zi în arșița asiatică că își vor auzi comandanții raportând acasă, misiune îndeplinită. Am fost printre cei fericiți, printre primii cititori ai cărții, am fost uimit. Știam că este un fotograf excepțional, știam că este un suflet extraordinar, un om care a găsit poezie chiar și în Afganistan, pentru că există poezie și în Afganistan. Mi-a depășit așteptările, trebuie să fiu sincer, am fost uimit, am citit-o într-o noapte, toată cartea, și prefața mi-a luat foarte mult, nu știam cum să abordez, să mă ridic la nivelul cărții lui. Misiune îndeplinită și pentru jurnalistul Ilie Pintea, ca reporter al realității în acea zonă fierbinte. Cred că important este să vedem dincolo de imediat, de suferința, moartea și distrugerea pe care le aduce războiul, în fotografiile de aici, de pe pereți, și este un imens privilegiu pentru mine să expun în această galerie de artă. O să vedeți și cadre care vorbesc despre speranță, o să vedeți și zâmbete, și cred că asta e cel mai important, să vedem dincolo de distrugerea și de tragediile războiului, pentru că frumusețea lumii tot acolo, dacă știi să te uiți după ea. La finalul întâlnirii, autorul a oferit autografe numeroșilor cititori care au fost prezenți la acest eveniment.